Ce a făcut Ana Maria Prodan în toată casa pentru Laurențiu Reghecamp, încă soțul ei, cu care se află în divorț? Se întâmpla asta în vremea în care cei doi formau un cuplu solid, iar impresara a ținut să facă atunci un gest de iubire pentru antrenor. Acum situația s-a schimbat radical între cei doi. Ce a făcut Ana Maria Prodan în toată casa pentru Laurențiu Reghecamp? Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp au format unul dintre cele mai puternice și mai mediatizate cupluri din România, iar gesturile de iubire dintre cei doi soți au fost la tot pasul. Tot în semn de iubire, Ana Maria Prodan pusese numele soțului ei peste tot prin casă, fapt pe care acum încearcă să-l repare. Cei doi sunt acum în plin proces de divorț, iar luna viitoare vor avea prima înfățișare la tribunal, legată de separarea oficială. Însă dacă acum răbufnește de fiecare dată la adresa celui care i-a fost soț mai bine de un deceniu, înainte Ana Maria Prodan îl considera blazonul familiei. Impresara a dezvăluit că inițialele numelui soțului ei sunt peste tot prin casă, pentru că, la vremea respectivă, a dorit să-i facă acestuia o surpriză plăcută. Însă tot impresara a menționat că norocul, în această situație, este că și pe fiul ei, Bebeto, îl cheamă tot Laurențiu, astfel că nu va fi nevoită să recurgă la modificări prin casă, pentru a schimba inițialele. Eu în toată casa i-am făcut surpriză soțului meu până să plece de acasă. Am stat 3 luni în România pentru că mă ruga să stau aici. Să nu vin în Dubai că e pandemie. Și să stau în România să termin casa. Peste tot este sculptat L.R. Laurențiu Reghecamp. Peste tot, scările, e blazonul familiei. Vezi, m-a dus capul de i-am pus lui fiul meu același nume, a spus Ana Maria Prodan într-un podcast. Ce condiție i-a pus Ana Maria Prodan lui Laurențiu Reghecamp? Ana Maria Prodan a mai dezvăluit că nu va divorța de antrenor până ce acesta nu îi va înapoia tot ce i-ar fi luat, înrucât este de părere că Laurențiu Reghecamp a furat bani din contul familiei pentru a-i da iubitei sale, Corina Caciuc. În plus, Ana Maria Prodan susține că mai multe dintre obiectele personale îi lipsesc și vrea ca soțul ei să îi le înapoieze, pentru ca ea să-i acorde divorțul. Laurențiu Reghecamp este însă pregătit să primească pe lume pe cel de-al treilea copil al său, înrucât actuala iubită, Corina Caciuc, este însărcinată. O imagine cu ecografia a fost postată recent și pe contul de Instagram a antrenorului.